Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, a apărut, deci după oroarea cu ananasul pe pizza, nu e oroare, care îmi place lui Luca foarte mult, a apărut altă rețetă diavolească, pizza din pepene roșu. Ah, ce tare! Pizza din pepene roșu, nu cu pepene, din pepene roșu, brânză și chorizo. Și sos barbecue, a lansat-o un TikToker faimos, are sute de mii de vizualizări nebunine și practic se face așa, se ia un pepene și se taie pe lat. Adică nu longitudinal fel e cum mâncăm noi, ci transversal. Felii rotunde. Îi faci blat din el. Să faci un disc. Da. 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 Și ăsta va fi blatul. Blatul ăsta se pune pe grătar câte 5 minute așa pe fiecare parte, pe grătar încins. Și 5 minute pe nu se topește? Nu, asta zice că nu se topește, asta e șpilul. Și se caramelizează, se face de fapt reacția mai a... Grătarul e încins. Încins, bombă, da? Trebuie să fie okay. Încins tare de tot. Și după aceea se scoate, se unge cu sos barbecue, se adaugă mozzarella, felii de chorizo și se dă la cuptor, sub grill. Ești practic o crimă împotriva umanității. Am văzut filmul, am leșinat de două ori în filmuleț. Eu am citit cartea, da. Înainte. Dacă ai COVID, e foarte bună. E hrănitoare, nu simți nimic. Poți adăuga și cremă de ghete pentru o culoare ceva mai interesantă. Sunt mii de comentarii. Mămica lui a zis că îi place foarte mult, cum sunt și mamele astea, știi? Da, da, da. Asta e, asta e copilul, ce să facem? Mergem cu el înainte. Ce face el? Pune pepene la cuptor, mămică. Și eu mănânc, ce să fac? Inventează rețete. Îți dai seama ce pepene avea aia săraci acolo, apropo că tu vorbim de calitatea, că n-ai pepene normal dacă îl pui pe foc, eu aș paria că nu mai rămâne nimic din că el. Că se topește, da. Eu zic că după ce trec ploile astea, fii atent, după ce trec ploile astea în 5-6 ani, ne întâlnim la mine în curte, facem un grătar și punem un pepene pe grătar. Să vedem ce se întâmplă, bravo, da, facem asta. Dar vă dați seama că după toată rețeta asta, pizza aia cu ananas e un deliciu, de fapt? De fapt, cred că de asta au inventat exact. Pizza din pepene, ca să fie mâncabila elaltă. Da. Aia este oricum foarte bună, că nu vă place vouă. Ca... Eu am încercat odată, recunosc că am încercat odată, cred că am primit la radio, la un moment dat, niște pizza cu ananas. Ce? Nu e chiar așa de... Mă, adică, e ca și cum ca dulceața de merișor la șnițel, ca dulceața de ceapă la vită. Fii atent, am pizza ideală pentru tine, Luca. La mine în sat sunt niște băieți care fac o pizza foarte bună. Cu amandine. Nu, este o pizza cu pizza de blat normal, focaccia, cu, în loc de mozzarella ce se pune, pun Nutella. Nu, nu, nu. Și pe deasupra căpșune. Dar e desert. Da, e în ordine. Păi, da. Dacă nu-i săra blat. Le-ați clătite. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.